Bucurie mare la echipa de juniori la handbal masculin CSS Drobeta. După un deceniu, echipa de juniori s-a calificat la turneul final al competiției, situându-se în primele 16 echipe din țară. Să vă mulțumesc că ați ajuns la turneul final. M-ați făcut mândru pe mine. Am avut, nu știu dacă multe emoții pe jucători, să știți. Știți că am avut trei zile împreună în care am fost și cu bune și cu rele. Dar vreau să vă mulțumesc personal. M-am făcut foarte, foarte fericit și sunt mândru de voi și după cum v-am promis că o să vină și pe profilul asta cu singurul, după cum bine știți ce v-am promis, m-am ținut de cuvânt, voi la fel, am ajuns, cum se spune, la dintre cei mai buni de la masa bogaților, cum se spune în handbal. Handbalul, la fel ca majoritatea sporturilor de echipă, poate avea un efect benefic asupra copiilor care doresc să îl învețe. Dăruirea, pasiunea, dar și antrenamentul fac echipă bună și asta se vede și în cazul micuților din echipa de handbal masculin CSS Drobeta. Antrenorul echipei, Ionuț Roa, este mândru de juniorii lui care, prin seriozitate și ambiție, au reușit să ducă clubul de handbal juvenil mehedințean printre cele mai bune din țară. Sunt cam cele mai bune cluburi din țară, printre care am ajuns și noi. Neașteptat la început de drum, am pornit la acest drum cu acești copii de 2 ani de zile. Au fost foarte serioși și receptivi la ce le-am zis și la ce am făcut eu cu ei. Pe această cale țin să le mulțumesc părinților, copiilor. Pentru mine sunt niște copii eroi, că au adus handbalul juvenil mehedințean printre cele mai bune cluburi din țară. Juniorii din cadrul clubului de handbal CSS Drobeta ne spun că doar atunci când muncești poți culege cu adevărat laurii victoriei. Faptul că se află în primele 16 cluburi din țară este o reușită importantă și speră că se vor întoarce acasă cu medalia, făcând mândru județul Mehedinți. Cât timp faci sport? De 3 ani. Și pentru acest turneu v-ați pregătit? Chiar foarte mult. Ne-am gândit că putem să ajungem așa de departe, mai ales prin primul nostru turneu oficial. Vă doriți să continuați? Ne dorim chiar foarte mult și ne gândim că o să ducem acasă și o medalie. Cel mai probabil. De cât timp te pregătești? De foarte mult timp, de câțiva ani suntem la echipa aceasta. Te așteptai că o să ajungeți atât de departe? Mă așteptam deoarece facem antrenamente de multe ori pe săptămână și ne antrenăm din greu. De 4 ani fac acest sport minunat. Te așteptai că o să ajungeți atât de departe? Atât de departe mă așteptam, foarte puțin, nu eram convins 100%, dar am ajuns unde am vrut. Ne promiteți că o să reprezentați județul Mehedinți? Da. Înțeles că sunteți în topul celor 16 cluburi sportive din țară. Da, vă promitem că o să ajungem până la medalii. Antrenorul echipei le-a insuflat copiilor că da, trebuie să-și urmeze pasiunile, dar totodată educația este prioritară, iar când le îmbin pe amândouă, se ajunge la performanță. Handbalul dezvoltă foarte mult gândirea și atenția, mai mult decât atât, juniorii vor deveni mult mai sociabili, mai curajoși, mai îndemânatici și mai puternici.